Bunime prieteni, desigur că e mai dulce dragostea ca vinul, dar, cum a spus poetul, nu există vin fără dragoste și dragoste fără vin. Amurul se lasă încet peste sat, în vechea clopotniță clopote bat, și ultima frunză cade din copac. Anatol Dumitraș s-a născut la 14 noiembrie 1955 în satul Larga Briceni, Republica Moldova, și a făcut studiile la Școala Tehnică numărul 1 de la Cernăuți. Ba chiar a și lucrat în calitate de electrician în satul natal, însă totuși a ales cariera muzicală. Nu s-a pornit pe calea muzicii cu investiții și studii serioase în spate. Venise la Chișinău. Aici a decis că muzica este vocația sa. Își începe cariera muzicală în anul 1982 în calitate de solist al formației Bucuria. În 1983 cântă în formația Legenda. Pe parcursul anilor 1986, 1989, 1993 este solist al formației Plai. Glasul meu se pletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi, să te mângâie lin pe obraz, ca în spor să cutreiere lumea întreagă. Începând cu anul 1993, Anatol Dumitraș este solist al Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Din anul 1989 și până în anul 1991 a fost solist și conducător artistic al formației Olimp. Apoi, în anii 1991-1993, solist și conducător artistic al formației Alai. Printre primele piese care i-au cucerit pe moldoveni a fost cea despre o tânără îndrăgostită lulea de un polițist. Hey, hey, polițist. Anatol Dumitraș a cucerit o generație întreagă cu piesele sale. Timp de 3 decenii a scos o mulțime de șlagăre. Dumitraș și-a dus traiul modest, înghesuindu-se cu familia într-o cameră de cămin timp de 30 de ani. Dacă m-aș naște încă o dată, ce mi-aș alege? Îmi vine greu să zic, fiindcă prea mult am suferit eu, ajungând la acest palat cu adevărat și la acest spectator, fiindcă am spus la început că e ușor să te drapeni pe piramide, dar este mult mai dureros când cazi de acolo. Eu n-am căzut cu totul, au fost momente de luft, cum spun la ruși, dar m-am oprit la jumătate și mă țin acolo. Și îmi pare bine că am sala plină cu lume. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândra mea. Dulce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Și totuși a făcut multe cu resurse limitate. O generație întreagă a crescut cu piesele sale, iar versurile de dragoste pe care tot el le înșira pe foaie erau pe buzele tuturor. Dumitraș a fost și compozitor. A împlătit cu inspirație notele muzicale și le-a oferit și altor interpreți să le cânte. Așa s-a întâmplat și cu Florile de Liliac ale Anei Barbu. Flor de liliac mi-ai adus la prag, și parfumul lor să știi că până astăzi nu a dispărut. Și iată că anii lui Anatol Dumitraș s-au dus de-a valma, așa cum a și cântat în ultima piesă pe care a lansat-o. I-a trăit pe toți intens, scotând șlagăre unul după altul, până boala l-a răpuns. În 2012, Dumitraș a primit de la Nicolae Timofti titlul de artist al poporului. Chiar și așa, el a trăit modest, unica sa avere fiind familia și melodiile. Într-un interviu pentru Apropo Magazin, artistul spunea că 31 de ani a stat într-o cameră a Căminului Filarmonicii Naționale. În garsoniera în care stăm acum, nu am niciunde să-mi pun ghitara. O mut dintr-un colț în altul, ori o pun pe scaun, spunea Dumitraș. Abia anul trecut a primit un apartament de la primăria Chișinău. Toți banii pe care îi avea îi investea în concerte, declarând întotdeauna că nu are susținerea celor de la guvernare. Ultimul său mare concert dedicat celor 30 de ani de activitate l-a dat în decembrie 2012. După asta, boala a început să-l macine și l-a luat de pe scenă. Iar în dimineața zile de 14 iunie, viața lui Anatol Dumitraș și-a cântat ultima notă. Anatol Dumitraș va fi înmormântat joi la Cimitirul Central. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de popor
prima dragostea mea.